Dragi frate, o să vorbim în predica de astăzi despre un lucru de actualitate, un lucru de care cu toții avem nevoie, un lucru pe care îl vedem cu toții. Trăim clipe în care ne aducem aminte de vorbele profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de acum 1400 de ani. Vedem oamenii cu cât se îndepărtează de Allah subhanahu wa ta'ala, cu atât rătăcesc și mai rău. Se duc și mai rău în râpă, se adâncesc în această groapă, numită Dunia. Dunia, după cum bine știți, în limba arabă vine de la Dena, de la un loc josnic. De aceea spunem, cine l-a găsit pe Allah, ce a pierdut. Și cine l-a pierdut pe Allah, ce a găsit și ce a realizat în această viață. Alhamdulillah, călăuzirea vine de la Allah subhanahu wa ta'ala. Îi mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala că ne-a călăuzit fără prea mult efort. Unii poate au depus acest efort pentru a descoperi calea cea dreaptă, iar alții sunt departe de această cale și vedem cum lumea se duce, cum am spus, ca o turmă în această lume, între plăcerile ei, departe de Allah subhanahu wa ta'ala. Găsim dintre oameni cei care se bazează pe mintea lor, că sunt deștepți. Găsim dintre oameni se bazează pe prietenii lor, pe mușchii lor, pe banii lor și așa mai departe. Și toți acești oameni, toți, fără excepție, sunt dezamăgiți. Vor fi dezamăgiți, poate azi e puternic, mâine nu mai va fi. Dar există o categorie de oameni care întotdeauna au rămas cu fruntea sus și vor rămâne cu fruntea sus. Aceia sunt cei care se încred în Allah. Cei care se bazează pe Allah subhanahu wa ta'ala. Oameni care se bazează pe creierul lor, am văzut cum au murit izolați, departe de oameni, nimeni nu i-a ascultat. Poate cândva i-a ascultat cineva și a reușit să-i păcălească, azi îi înjură și îi scriu cărți despre... Da? Ei îi numesc nenorociți, oameni care cândva creierul lor era, se bazau pe creierul lor. Am văzut oameni puternici care au ajuns în scaunul cu rotile. În tinerețe ridica 400-500 de kilograme și acum este în scaunul cu rotile. Unde-i puterea? Unde-i puterea pe care te bazai? Am văzut oameni care se bazau pe bani. Au ajuns săraci. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ كُنَ اللَّهُ مُقُرَانِ Și acestea sunt zile pe care le schimbăm între oameni. Azi ești bogat, mâine vei fi sărac. Azi ești sărac, poate mâine ești bogat. Totul este trecător. Și bogăția, avuția este trecătoare. Câți dintre oameni bogați au ajuns săraci, n-au bani de mâncare, de o pâine? I-am văzut cu ochii mei. Și câți dintre oameni care nu aveau nimic, s-au îmbogățit. Au devenit bogați. Dar el nu a fost dintre cei care adorau banii, ci dintre cei care îl adorau pe Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea este foarte important ca în această lume să-L cunoști pe Allah subhanahu wa ta'ala, să te bazezi pe Allah subhanahu wa ta'ala, să ai încredere în Allah și nu te va dezamăgi niciodată. Mulți dintre noi poate ne-am bazat pe prieteni și când ai sunat la nevoie la prieteni, am treabă. Sunt ocupat, sunt plecat. Acum am cer când nu mai am. Uite, am cumpărat casă și nu mai pot să te ajut. Și exemple continuă. Și exemple sunt foarte, foarte multe. Dar există cineva care bați la ușa lui la orice oră. Eu dacă sun pe cineva la 12 noaptea să cer ceva, o să mă înjure. Sau nu-mi răspunde la telefon. Dacă sun pe cineva la 1 noapte, o să zic că la ora asta mă sun, mă deranjez? Mâine nu era o zi? Discutăm mâine. Da, dar eu am problemă acum. Discutăm mâine. M-ai deranjat. Allah subhanahu wa ta'ala este singurul care nu este deranjat. Și din potrivă, cel care bate la ușa lui Allah subhanahu wa ta'ala noaptea este mai bine primit decât cel care bate ziua. Cel care bate la ușa lui Allah subhanahu wa ta'ala când toată lumea doarme,
este mai bine primit la Allah subhanahu wa ta'ala decât cel care bate la ușa lui Allah subhanahu wa ta'ala când toată lumea bate. Nu? Nu Allah ne îndeamnă să ne trezim noaptea la rugăciune? Nu Allah ne cheamă să cerem iertare de la Allah subhanahu wa ta'ala noaptea? De aceea, cine se încrede în Allah, nu pierde. Allah, pentru a ușura robului, ne-a trimis și am văzut de atâtea ori și în viața profeților miracole. Allah a despicat marea pentru Musa alayhi salam. Cine poate să despice marea? Yunus alayhi salam a trăit în burta peștelui. Cine trăiește? Da? Cine trăiește sub apă? Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fost înălțat la Mi'raj. Când toată lumea la dușmănii și toate porțile lumei s-au închis în fața lui Allah, în fața lui, Allah subhanahu wa ta'ala a deschis porțile cerului. Și acest lucru nu este valabil nu numai pentru profet, ci și pentru oameni este valabil. Povestește cineva, ne-am adunat un grup de prieteni, au venit în vizită la noi și le-am spus, erau într-o zonă în care se practica vânatul. Hai să mergem la vânat. Zice, niciodată nu ne-am întors de la vânat cu mâna goală. De câte ori mergeam la vânat, vânam ceva. Pentru că era o zonă bogată în animale. Ce am plecat, am ieșit la vânat în acea seară, soțiile au rămas acasă, au pregătit cadou. A zis să facem mâncare, grătar, să facem chef, nu? Am stat toată noaptea și nu am vânat nimic până dimineață. Până a doua zi, dimineața până la fejer, nu am vânat nimic. Și atunci am zis, hai să nu ne întoarcem cu mâna goală, suntem într-o zonă unde, na, oamenii sunt la țară, poate găsim la cineva un iet, cumpărăm și gătim. Și am bătut la ușă la cineva, am întrebat și m-au îndrumat către un om, am fost la el și avea, am cumpărat. Și am spus, cât costă? A zis, 5 de kilogram, de exemplu. Și am spus, ia de aici 7, că te-am deranjat noaptea. Dar am zis, haideți să sacrificăm, că nu putem să ducem în oraș, da? Să le ducem la familie animalul viu. Și omul, zice, a început să plângă. Proprietarul iedului a început să plângă. Și au zis, de ce plângi? Ți-e milă? Vrei să ți-l dăm înapoi? L-ai crescut cu mâna ta? Ți-e greu să-l vezi cum îl sacrificăm? Și a zis, nu, Allah. Nu de asta plâng. Plâng pentru că copilul meu azi trebuia să plece de acasă și lipsea un an de zile. Și nu aveam în buzunarul meu un leu ca să-i dau să aibă de drum. Mi-am sunat prietenii aseară, cunoștințele, nimeni nu a putut să mă împrumute. Și noaptea m-am trezit la Qiyam și am făcut dua. Și am zis, ia Rab, la Qiyam, la 2-3 noapte și la 5 dimineața a venit. Și în loc să dea cu 5, zice, am fost în piață să vând iedul. N-am reușit să-l vând. Și au venit și l-au cumpărat cu 7. Cine i-a trimis? Allah subhanahu wa ta'ala. Cine bate la ușa lui Allah subhanahu wa ta'ala nu va fi dezamăgit. Iar cei care bat la ușa oamenilor vor fi dezamăgiți. Și sunt convins că fiecare dintre noi am trăit această dezamăgire. Dacă ne întoarcem în trecut și ne uităm. De aceea este foarte important ca în această lume să-L găsești pe Allah subhanahu wa ta'ala, nu mai pierzi nimic. Cine l-a pierdut pe Allah, a pierdut tot. A pierdut tot. Uitați-vă la cei mai renumiți oameni, la cei mai bogați oameni. Își doresc sărăcie, își doresc altă stare. Și uite-te la cel mai sărac, e mulțumit. De ce? Dacă are credință, dacă l-are pe Allah subhanahu wa ta'ala, are totul. Dacă l-ai pierdut pe Allah, nu mai ai nimic. Și în ziua noastră trăim aceste clipe. Uitați-vă la starea oamenilor peste tot. Cine nu-L adoră pe Allah, adoră bani, adoră femeile, adoră animalele, adoră nu mai știu ce. Dar cine îl adoră pe Allah subhanahu wa ta'ala, El este Cel care câștigă. Atât în această lume, cât și în ziua de apoi. Nu vorbim de ziua de apoi. Pentru că cei care nu-L adoră pe Allah nu cred în ziua de apoi. O să vadă. O să vadă și o să trăiască.
Dar noi vorbim cu ei în această lume, la starea lor, la situația lor în această lume, înainte de ziua de apoi. De aceea, dacă vrei să ai o viață liniștită, dacă vrei ca ajutorul lui Allah subhanahu wa ta'ala să fie de partea ta, nu uita de Allah. Nu uita de Allah. Cine l-a descoperit pe Allah, cine l-a găsit pe Allah, a găsit totul. Nu a pierdut nimic, nu are nimic de pierdut. Cine l-a pierdut pe Allah, a pierdut totul. Nu are nimic. Nu are nimic. Se bazează pe lucruri care stau în adierea de vânt, în bătaia vântului. Te bazezi pe banii tăi? Banii tăi sunt ca o frunză agățată în copac. Bate vântul. Au murit de boală oameni care aveau miliarde. Erau între cei mai bogați oameni din lume. Și au murit de boală. La ce era de folos averea colosală care avea? La ce l-a ajutat? La nimic. Dar câte cazuri am auzit de oameni care s-au îmbolnăvit și au deschis mâinile și au spus: ia Rab, a ținut post, a făcut rugăciune și a zis: ia Allah! Și Allah i-a răspuns. Și Allah i-a răspuns. De aceea, cine l-a găsit pe Allah, nu a pierdut nimic. Cine l-a pierdut pe Allah, nu a găsit nimic. Aceste două propoziții să nu le uităm, să le practicăm în viața noastră și să vedem că vom avea o viață liniștită, inshallah, fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei care rămânem statornici în această viață, într-o legătură cu Allah subhanahu wa ta'ala, și fie ca Allah subhanahu wa ta'ala, așa cum noi nu l-am uitat și nici el să nu ne uite,